Un calcul simplu arată că arădenii racordați încă la sistemul centralizat de încălzire ar trebui să plătească facturi de 3 ori mai mari decât anul trecut pentru căldură și apă caldă. Deocamdată oamenii rabdă de frig în apartamente înghețate. Cum vă descurcați? Păi cum să ne descurcăm? Mai de drumul la Aragaz. Câte grade sunt în casă? Dorme doar 18. S-am îmbrăcat să-ți răchită de vai și amar. Câte grade sunt în apartament, aproximativ? În jur de 15-17. Situația nu este mai bună nici în școlile și grădinițele din oraș. Acolo unde există, aparatele de aer condiționat sunt folosite la maximum pentru încălzirea sălilor de clasă. În rest, e frig ca afară. Nu știu ce anume e de făcut. Dacă se îmbolnăvesc copiii, cine răspunde? Pentru a menține prețul gigacaloriei la nivelul de anul trecut, primăria avea nevoie de 23 de milioane de lei, bani pe care i-a solicitat de la guvern, însă până acum autoritățile locale nu au primit niciun leu. În plus, situația de pe piața de energie complică lucrurile. Termocentrala care livrează căldură în oraș ar trebui să cumpere gazul de pe bursă, iar sumele sunt exorbitante. Două variante, fie să pornim căldura la prețuri foarte mari și pe de altă parte așteptam un ajutor financiar de la guvern pentru a mai acoperi din datoriile multe mari și istorice a ceturilor. Primăria Arad încă așteaptă să primească suma solicitată la rectificarea de buget, așa că cel puțin pentru moment nu se știe când vor avea oamenii căldură în calorifere.